Bună seara și bine v-am găsit! Știrile în limba moldovenească în emisia primului post nistrean de televiziune. În ediția de astăzi, vizionați! Pensiile și salariile bugetarilor de la anul nou vor crește cu 7%. Aceasta o prevede proiectul bugetului aprobat în primă lectură. A elaborat propuneri privind lupta cu maladiile respiratorii în școli și grădinițe. O asemenea însărcinare a dat premierul ministerelor de profil. Toamna de aur, despre miraculosul anotimp și creația discipolilor Liceului Complex Republican Teoretic Moldovenesc. În primă lectură, în ajun, a fost aprobat proiectul bugetului pentru anul viitor. Principalul document financiar, ca și anterior, e social orientat. În prioritate sunt salariile și pensiile și principala știre. Din ianuarie 2019, ele vor crește cu 7%. Sovietul Suprem a susținut inițiativa prezidentului. Предлагаю сегодня принципиально проголосовать за предложение президента о повышении заработных плат и пенсии на 7%. Vor primi mai mult în anul viitor și angajații structurilor de forță, colaboratorii instituțiilor de corecție și angajații medicali. Au vorbit și despre fondul investițiilor capitale. Proiectul va continua. Accentul pe ocrotirea sănătății și sfera socială. Volumul fondului investițiilor capitale este prevăzut în mărime de 155 de milioane. E cu 5 milioane mai mult decât în 2018. Încă 50 de milioane le vor orienta la achiziționarea utilajului medical. Vor primi susținere și agrarienii. Lucrul său în 2019 îl va începe Fondul Dezvoltării Antreprenoriatului, atenția de bază producătorilor agricoli. Susținere de stat le vor acorda la fel zootehnicienilor și pomicultorilor. Pensiile și salariile bugetarilor de la anul nou vor crește cu 7%. Aceasta o prevede proiectul bugetului aprobat în primă lectură. Majorarea este inițiativa prezidentului. Sovietul Suprem a susținut-o. Conducerea țării a făcut în așa mod pentru a nu ridica tarifele comunale, ceea ce nu poate fi spus despre Moldova vecină, Ucraina și chiar despre Rusia, unde majorări în anul viitor vor fi. În Nistrenia, tarifele pentru cetățeni vor rămâne la fostul nivel. Pentru a nu le ridica, la inițiativa guvernului, în buget special au prevăzut compensări pentru comunali. În proiect a fost prevăzută compensarea diferenței intertarifare în mărime de 86,4 milioane de ruble. În primă lectură, parametrii, culoarea în considerația sumei, au fost aprobați de către Sovietul Suprem. Respectiv, compensarea diferenței intertarifare va fi realizată. Aceasta înseamnă că pentru populație această compensare va fi prevăzută de către stat. Și încă despre susținere. În Nistrenia, pensionarii primesc câte 1000 de cubi de gaz gratuit. Pensionari la noi sunt 150.000 și încă 50.000 persoane care au nevoie de susținere. Familii numeroase, invalizi, apărători ai Republicii și nu numai. Proiectul dat de lege prevede achitarea indemnizațiilor și compensațiilor pentru anul viitor la nivelul anului 2018. Nici o categorie nu se schimbă. Mărimea indemnizațiilor și a compensațiilor la fel nu se schimbă în direcția micșorării. Totul rămâne la nivelul lui 2018. În ce privește asigurarea pensionară, apoi a fost primită decizia conceptuală a prezidentului la capitolul majorării pensiilor cu 7%. În 2019, la tratament sanatorial balnear vor fi orientate mai bine de 7 milioane de ruble. La noi, practic totalmente, au eliberat de impozite veteranii Marelui Război pentru apărarea patriei. În anul trecut, pentru cetățenii Nistrenii, au anulat plata pentru loc în staționare. În bugetul pentru anul viitor este prevăzută creșterea cheltuielilor pentru creditarea cu înlesniri a invalizilor apărători. La fel, la noi pensionarii nu plătesc pentru circulația în troleibuze, la fel apărătorii și invalizii. Înlesnirea va fi păstrată. A elaborat propuneri privind lupta cu maladiile respiratorii în școli și grădinițe. O asemenea însărcinare a dat-o premierul ministerelor de profil. Perioada dintre anotimpuri e cea mai favorabilă pentru răspândirea infecțiilor în instituțiile de învățământ. Sunt grădinițe unde frecvența a scăzut brusc. În grupe nu sunt câte 50% din copii, spune ministrul educației. Tatiana Loginov a caracterizat situația când părinții, fiind ocupați, își trimit copiii bolnavi la grădiniță sau școală. În continuare, infecția respiratorie se răspândește rapid. În primul rând, considerăm obligatoriu ca în grădinițe și în clasele primare din școli copiii să fie primiți de către lucrătorul medical. Și aici ne ciocnim de încă o problemă. Nu în toate școlile el există. Alexandru Martinov a dat însărcinare de a studia mai detaliat situația și peste 2 săptămâni să fie prezentate măsuri concrete de soluționare a problemei.
La Sankt-Petersburg s-a sfârșit forumul investițional anual. A participat la el și delegația nistreană. Directorul Agenției pentru Investiții, Andrei Betanov, a prezentat noua noastră lege investițională. În afară de aceasta, a avut loc și o întâlnire pe platoul Camerei de Industrie și Comerț din Sankt-Petersburg. A comunicat delegația noastră și cu reprezentanții Direcției de Investiții. Partea nistreană a relatat cum Republica noastră încearcă să atragă investitori, iar gazdele terenului de discuții au vorbit despre elaborările recente. Se apropie de sfârșit lucrările de reparație a drumurilor în capitală. Aici programul de dezvoltare a ramurii rutiere este realizat din luna aprilie a anului curent. La ședința Comisiei Sovietului Orășinez de Deputați a fost discutată una din principalele probleme – drumurile. La moment, aproape toate lucrările de reparație sunt încheiate. Se apropie de sfârșit betonarea străzii Fetco. Din cauza creșterii prețurilor la materialele de construcție, în anul viitor posibil va fi micșorat volumul lucrărilor planificate. Vor fi realizate în special lucrări curente, iar din fondul rutier vor fi achitate lucrările de iluminare. Despre drumuri s-a vorbit și la ședința Ministerului Dezvoltării Economice. Aici a fost prezentat programul de stat al dezvoltării domeniului rutier pentru o perioadă de 3 ani. Dacă drumul republican duce de la sud spre nord, apoi pe fiecare porțiune a lui își asumă responsabilitatea conducătorul raionului dat. Iar acum despre realizarea practică. În primul rând, întreprinderile rutiere trec sub jurisdicția administraților de stat, adică vor deveni municipale. Responsabilitatea pentru calitatea drumurilor o vor purta șefii orașelor și raioanelor. La fel vor fi schimbări în procurarea materialelor de construcție. Ministerul Dezvoltării Economice își păstrează după sine împuternicirea procurării centralizate a materialelor de construcție pentru ramura rutieră, adică va fi realizat tenderul, iar întreprinderile rutiere vor încheia acorduri de procurare a materialelor de construcție. Autorii programului consideră că în așa mod vor fi economisite, evident, materialele de construcție. Șefii administrațiilor au acceptat programul. Lucrul asupra documentului continuă. Capitala va obține un nou aspect, devenind mai atractivă atât pentru orășeni cât și pentru turiști. Și centrul ei îl va înfrumuseța Parcul Ecaterinei. Concursul crochiului Parcului Ecaterinei a luat start în luna septembrie. Până în prezent au fost prezentate 11 lucrări. Specialiștii consideră că Parcul Ecaterinei va fi o perlă a orașului. Elena Coftar și Olga Cojuhari au combinat stilul vechi cu cel modern. La proiect au lucrat multe luni. Aceasta este intrarea în orașul Bender din partea Tiraspolului. Noi am participat la realizarea și altor proiecte care pentru noi ne servesc drept o experiență care a contribuit la ridicarea nivelului profesional. La concurs au participat nu numai tineri talente, dar și veteranii maestriei arhitectonice. Vitali Gancerov a prezentat viziunea proprie asupra viitorului parc, cu labirinte verzi, lacuri, bustul Ecaterinei a II, care își îndreaptă privirea spre monumentul lui Suvorov. Sunt bucuros că anume tineretul a luat parte la acest concurs. Studenții au propus multe idei minunate pe care le vom lua în considerație în timpul construcției parcului. Indiferent de faptul cine va câștiga concursul, cele mai reușite momente vor fi incluse în proiect. Organizatorii consideră că viziunea tineretului va contribui la construcția unui parc modern. Proiectul va fi încă prelucrat, însă deja e clar că viitorul parcului se află în mâini de nădejde. În administrația de stat Bender a avut loc ziua dublorului. Pentru o zi, locurile sale de muncă le-au cedat elevilor și studenților, șeful orașului și locțitorii lui, la fel conducătorii întreprinderilor municipale. În total, 20 de tineri. Încă ieri au fost elevi și studenți, iar în această zi soluționează întrebări importante. Și chiar dacă este o viață matură doar pentru o zi, oricum ea necesită mare responsabilitate. Clar că în decurs de o zi este imposibil a deveni funcționar de stat, dar a înțelege cu ce se ocupă organele de putere este real. Veți vedea că este un lucru mare și megalos. Potrivit șefului orașului, lucrul în administrația de stat este multilateral, interesant și orientat spre faptul ca viața în oraș să devină cu fiecare an mai confortabilă, iar tineretul să nu părăsească Benderul. Studentul Universității de stat nistrene, Constantin Timchenko, în viitor visează să devină conducător de întreprindere, iar acum și-a încercat forțele în postura de șef al orașului. Este o funcție de conducere și trebuie să găsești limbă comună cu toți oamenii pe care îi coordonezi. Trebuie să-ți îndeplinești calitativ lucrul.
Dublorii au luat cunoștință de obligațiunile de serviciu ale funcționarilor, au participat la întrevederi de afaceri și ședințe, au văzut lucrul din interior și concomitent și au răspuns la întrebarea posibilității conducerii în viitor a orașului. Toamna de aur întotdeauna ne-a încântat printr-o frumusețe deosebită. Acest miraculos anotimp ne roagă să-i admirăm în liniște frumusețele, să ne oprim din grabă și să ascultăm șoapta frunzelor ce cad. Despre toamnă și creația discipolilor Liceului Complex Republican Teoretic Moldovenesc. În continuare. Acestui anotimp al anului poeții îi dedică versuri minunate. Primele încercări le-au făcut și discipolii Liceului Complex Republican Teoretic Moldovenesc. Mă poartă toamna pe alei și pe căreri ce curg încet, când pică frunzele în scântei, iar vântul tandru și discret. Mă poartă toamna în iubire, acoperindu-mă cu dor și aproape de nemărginire, în amintiri mă înfășor. Mă poartă toamna și mă plouă printre culori ce ruginesc și prin palmele amândouă al clipei trup dumnezeiesc. Poezia toamnei e veșnică. E asemenea unui stol de cocori ce pleacă pentru a se întoarce la noi. În grădina botanică și parcul din capitală, pensula toamnei a pictat peisaje de nedescris. Afară e sfârșit de toamnă, copacii sunt goi, pământul îmi pare ca o vamă prin care trec lucruri mai vechi și mai noi. Afară e sfârșit de toamnă, o frunză rătăcită bate în geam, și tu citești o frumoasă poveste despre o prințesă și un sultan. Afară e sfârșit de toamnă, norii pe cer se adună. Eu mă întreb cam ironic, o să plouă sau o să fie furtună? Afară e sfârșit de toamnă, doar soarele tot mai încălzește pe un copil care aleargă după a sa mamă, pe o floare care îi mai zâmbește. Toamna este un anotimp miraculos, frumos. La începutul toamnei este cald, la sfârșit este deja frig, pentru că vine la timpul preferat iarna. Iubesc toamna pentru că este cel mai frumos anotimp pe care îl dorim. Când mergi dimineața pe frunzele multicolore și frumoase, îți pare că ești într-o poveste. E foarte frumoasă, blândă, dulce și când stai, citești câte o carte la geam, bei un ceai cald cu lămâie, îți pare foarte bine. Valeria Corotnean compară toamna cu blândețea mamei. Începătoarea poetă reflectă în versuri frumusețea plaiului și rodul ogoarelor mistrene. Toamnă, toamnă, ai sosit, anotimpul meu iubit, ce surpriză ai adus, care în coșul tău s-a pus, multe fructe, ce minune, mere, gutui, pere și prune, dovlecei și gogonele, nu te mai saturi de ele. Acum trebuie să pleci, fiindcă iarna va veni și atunci foarte frig va fi. Ai venit de departe, cu alai de frunze moarte și tot așa vei pleca, fiindcă iarna semne va da. Toamna pentru scriitori de parcă este o zestre a sufletului, care îi inspiră la creație. Atât pentru ediția de astăzi. Mai multe despre aceste și alte evenimente aflați în programul de seară al colegilor noștri. Iar noi vă dorim o zi bună în continuare. La revedere!